Deci e frumoasă pădurea, sunt chiar aici la Bujori, din Troianu. Și o imagine spectaculoasă a pădurii, un traseu tematic foarte frumos aici în Troianu. Poteca e spectaculos de frumoasă, poteca fascinată de frumoasă ziua, pârcuri de Bujori peste tot. Se merită să vii aici, Bujorii sunt în floare, pădurea Troianu oferă mult spectacol și e foarte frumoasă. Pot să zic că e urât aici, când te purc ăsta de Bujori, foarte frumos. Ce zonă frumoasă. Ce zonă lasă bine, ce frumos. Un spectacol floral deosebit, o zonă deosebit de frumoasă. Nu pot să mai adaug laude. În plus, e superbă zona și se merită. E o zi bine alasă, suntem pe 14 mai 2023. Spectacolul ăsta florat de aici, din Troianu, oferă multă valoare. Super. Și pădurea asta e pădure tânără, dar e foarte frumoasă. Încă două zone apropiere de Pitești, unde sunt Bujori cam tot la fel și nu ne-am explorat până acum, Plenița și pădurea de la Călugărească, deci tot cam ceva asemănător. Foarte frumoase florile și chiar și trecute. Aici am 4K. O pădure deosebit de frumoasă. Dacă nu vei aici să vezi pădurea, înseamnă că n-ai văzut nimic în România. Foarte frumoasă. E o zonă mai plină cu Bujori aici, chiar am nimerit-o bine. Plante tinere au florit de câteva zile, unele poate că au florit mai de mult și sunt trecute. Eu l-am mutat, dar l-am mutat cu tot pământul ăla. Deci e insuficient trilul păsărilor și câteva imagini filmate cu mobilul și cu camera video ca să descrie pădurea. Trebuie să vii aici să vezi pădurea. E un spectacol fascinant de forme vii. Foarte, foarte, foarte frumoasă zona. Da, dacă verific buzunarele, că... Da.
Aia e important, că dacă e fermoarul închis, n-are ce să se plece. Dacă nu e fermoarul închis, oricum, arunci jaca după tine. O, e. Oricum e mai frumos ca la nimocină plantă. Mocină e aventură. Unde văd aventură? Bujor sau văd niște tufe? Vorbim de mașină și am văzut. O suprafață destul de mare. E enormă e suprafața, dar am stat vreo două ore pe aici. E ceva și e ceva spectaculos. Trebuie să vieți ca să vezi bujorii, o altă soluție nu e. Deci n-ai cum să-i vezi dacă stai acasă în pași și te uiți la televizor. Poate la filmele care pune pe YouTube. Insuficient de relevante filmele. Așa că veniți să vedeți bujorii în perioada asta când înfloresc. Suntem aproape de 15 mai, jumătatea lunii mai. Perioada de înflorire a bujorului și pădurea vă așteaptă cu plăcere. Mă, e un spectacol frumos și n-ai soluția decât de a veni aici ca să vezi bujorii singura.